Bine ați venit la o altă lecție despre JavaScript. În această lecție vom învăța cum să înlocuim o imagine folosind proprietatea source, însemnând sursa imaginii, da? Vom avea nevoie de două imagini pentru a face acest lucru. După cum vedeți, am aici două imagini, imaginea A și imaginea B. Și haideți să începem. În index.html am scris astfel, am pus imaginea cu tagul img source, sursa, denumirea imaginii și extensia png și am pus acest ID, ID-ul imaginea mea, da? ID-ul nostru cu care accesăm elementul, da? Tagul, de fapt. Bun, mai jos am pus butonul nostru, on click, schimbă imaginea. Am modificat de la schimbă stil, am pus schimbă img, da? Schimbă imaginea. Click, schimbă imaginea. Și în script, în JavaScript, am declarat funcția și am dat denumirea schimbă img. Haideți să vedem cum arată și în browser. În browser arată astfel, momentan pentru că nu am scris nimic în JavaScript, nu are ce să funcționeze, decât să-mi arate imaginea inițială. Și haideți să ne ducem în JavaScript și să scriem codul nostru. Vom scrie direct, fără să declarăm vreo variabilă, document, da, obiectul document, punct, accesăm după ID get element by ID și aici scriem ID-ul, care am zis că este imaginea mea. Bun. Între ghilimele, da? Imaginea mea. Iar în continuare vom pune sursa, adică proprietatea source și dăm noua proprietate aici. Și zic imagine B. Imagine. Așa se numește imaginea mea. Punct extensia PNG. Putea să fie JPG, GIF sau alt tip de... Și asta este tot în partea aceasta. Deci doar atât am avut de scris. Am accesat, da? Am scris obiectul, document, după care am accesat metoda getElementById, am accesat de la ID denumirea imaginea mea, da, de aici imaginea mea, după care am dat proprietatea source, sursa, și i-am schimbat sursa. Iar acum, când mă voi duce și dau refresh, da, mi-a schimbat în imagine coloră. Bun, vreau să ies de aici și să vă arăt o altă chestie pe care am făcut-o. Deci dacă dau click pe desenează alb-negru, este alb-negru, dacă dau pe desenează color, este color. Și tot așa. Tot folosind două imagini separate, o să vă arăt cum l-am creat și trecem la următoarea chestie. L-am creat astfel. Am creat mai întâi primul buton, buton on click în HTML, în index.html. Primul buton on click schimbă imaginea 1, aceasta va fi prima funcție. Și am dat textul pentru buton. Desenează alb-negru. Bun, după care am pus imaginea. Am scris tagul pentru imagine, sursa și ID-ul, imaginea mea. După care am creat al doilea buton. Buton on-click schimbă img2. Asta este a doua funcție. Și i-am dat textul desenează color. Bun. Și am făcut aproape o chestie identică, aproape identică, numai că, ca în lecția trecută, numai că am schimbat la function schimbă img1 și schimbă img2. Da, pentru schimbă img1 i-am dat ca sursă imaginea alb-negru și pentru schimbă img2 i-am dat ca sursă imaginea color PNG.
Și atâta trebuie să fac pentru a mă juca cu acest cod. Și cam asta a fost această lecție.